Domnul Patrapievici a insistat asupra calității de martor și asupra pasionalității stilului lui Vladimir Tismăneanu. Eu am să încep cumva cu un alt element, cu o altă dimensiune, cu valoarea documentară a acestei cărți, poate și din deformație profesională, istoric pozitivist, cum se lipește această etichetă. Valoarea documentară a acestei cărți pe care o lansăm, o relansăm de fapt azi, pentru că ea este, cred, prima sau printre primele cărți sinteze de istoria comunismului scrise după 1990, care a folosit documente de arhivă, documente din istoria, din arhiva istorică a Comitetului Central. Și acest fapt, la vremea respectivă, a stârnit chiar invidii în breasla istoricilor, a politologilor. Merită menționat acest lucru, că, de fapt, e deschis un drum odată cu această carte. În al doilea rând, este o carte ambivalentă, pentru că este o carte academică, academică de mare valoare, cum a subliniat și Horia Patrapievici înainte, dar este și o carte foarte accesibilă, o carte care se citește ușor și care e pur și simplu captivantă. Discutam cu Vladimir Tismăneanu și îmi mărturisea că a primit și critici la deja penultima carte lansată, Diavolul în istorie. Un cititor îi mărturisea, l-a abordat și i-a mărturisit că i-a spus ceva de genul: domnule Tismăneanu, am citit într-o noapte Stalinism pentru eternitate, în schimb m-am luptat din greu cu acest Diavol în istorie. Și Vladimir i-a răspuns: bun, dar spre deosebire de Stalinism pentru eternitate, Diavolul istoriei este o carte mai dificilă, este o carte de teorie și de filozofie politică. Prin urmare, merită subliniată această diferență. În fond, Stalinism pentru eternitate e cumva o poveste adevărată, un roman adevărat. De altfel, veți regăsi în textele de susținere această raportare la literatură. O face, cred, Mircea Cărtărescu, care e prezent cu un citat: Vladimir Tismăneanu, acest Marcel Proust al comunismului românesc. Aș mai spune un lucru. În al treilea rând, mi se pare că acest volum este important și dintr-un alt punct de vedere. Este vorba despre valoarea conceptuală a lui și miza lui conceptuală, pentru că noi folosim anumite sintagme și câteodată nu ne mai despărțim de ele sau nu le supunem reevaluărilor. Ne-am obișnuit să vorbim despre comunism național, despre național-comunism. Ei bine, care este miza conceptuală a acestei cărți? Aici Vladimir vorbește de fapt despre stalinismul național sau despre național-stalinism și argumentează pe întreg parcursul cărții, își argumentează această susținere și această propunere de a înlocui termeni consacrați. Și dacă o veți reciti sau dacă o veți citi, veți vedea argumentele sale în favoarea acestui lucru. Și mai este un element. Filozofia acestei cărți a fost de fapt preluată și asumată în raportul final din 2006, pe baza căruia s-a condamnat regimul comunist. Deci nu mai este doar un punct de vedere al unui autor, este o asumare venită din partea unei întregi comisii prezidențiale care a pregătit temelia condamnării regimului comunist. 18 membri ai acestei comisii și peste 30 de experți. Vă mulțumesc și vă invit să o citiți și să o recitiți.